Denisa ia cina în casa băieților. Eu nu am înțeles dacă va rămâne în seara asta acolo sau dacă se reîntoarce în casa fetelor. Dacă știți dumneavoastră să-mi spuneți și mie în comentarii. Vorbeau despre genurile de muzică preferate. Ea spunea că ascultă orice gen de muzică. Spunea că îi plac foarte mult manelele și Valentin o completa acum că în autocare, în drum spre cantonament, se ascultă foarte mult manelele. Zâmbesc cu toții, sunt extrem de relaxați, chiar pare o seară foarte reușită și, nu știu, aici, în imaginea acestea, Denisa pare o fată extrem, extrem de frumușică. A fost cu o privire mai peste tot, la Valentin se uită într-un fel și zâmbește. Acum, nu știu, vom vedea cum vor decurge lucrurile. Ce nu mi-a plăcut la ea a fost faptul că vorbea cu fetele și spunea că ea renunța la orice, dar să aibă țigări și cafea. Asta mi se pare un lucru extrem de ciudat pentru un sportiv de performanță, o fată cu disciplină. Adică eu așa văd un sportiv, îl văd extrem de disciplinat, ține cont ce mănâncă, ce bea, ce respiră, până și aerul este mai complicat la ei. În rest, îmi place foarte mult. Îmi place că este vorbăreață, că discută cu toată lumea. Sunt tare curioasă să vedem cum vor evolua lucrurile. Să spuneți și dumneavoastră în comentarii dacă ea rămâne în seara asta în casa băieților sau dacă se reîntoarce la fete. Ne auzim și ne citim. O seară minunată!